Se pare că tot mai mulți tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani au început să se vaccineze. Până în acest moment, peste 70 de adolescenți s-au imunizat anti-COVID-19 la nivelul județului Mehedinți. În ultimele 24 de ore în Mehedinți, 355 de persoane au fost imunizate, dintre care 215 cu a doua doză. Totodată, tot mai mulți adolescenți se vaccinează anticovid la nivelul județului. Până în acest moment, 77 de tineri cu vârste între 16 și 18 ani s-au imunizat, iar dintre aceștia, 34 au primit și a doua doză. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost administrate 355 de doze de vaccin împotriva COVID-19. Dintre acestea, 75 sunt prima administrare și 215 doze cea de-a doua administrare. Până în prezent, de la începutul campaniei de vaccinare, s-au vaccinat 77 de adolescenți în județul nostru cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani. Dintre aceștia, 43 au fost vaccinați cu prima doză și 34 de adolescenți cu schema completă de vaccinare. Adolescenții care vor să se vaccineze au nevoie de acordul părinților sau al tutorilor lor și pot refuza vaccinarea pe motiv de sănătate dacă suferă de anumite alergii sau afecțiuni cu risc de efecte secundare. Cei mai mulți vor să facă vaccinul pentru că vor să scape de izolare. Cred că m-aș vaccina doar de dragul școlii, doar pentru a merge la școală și așa mai departe, doar pentru acest lucru. E obligată de împrejurări. Da, e obligată de împrejurări, nu că mi-aș dori acest lucru. M-am vaccinat, am 18 ani și chiar aici la stadion Pfizer. Mie mi se pare în regulă vaccinarea și destul de bună pentru că ne scapă într-un fel de vaccin. De virus. Școala este un alt motiv pentru care adolescenții vor să se vaccineze. Aceștia își doresc să meargă fizic la cursuri, ci nu online.